Andrei Popescu este un tânăr din comuna Turcinești care urmează în paralel și facultatea și practicarea legumiculturii. A pus bazele unor solarii în care produce numai legume 100% naturale. Găsești în spațiul protejat alături de roșii și fasole, vinete și flori. Fiecare colțișor a fost exploatat cu maximă responsabilitate. Bun găsit, stimați telespectatori, suntem în satul Cartu din comuna Turcinești și avem alături un tânăr, este student Andrei Popescu, care face ceva, spun eu, deosebit aici în satul lui și pentru familia lui. Iată, are niște solarii superbe, în condițiile în care vremea n-a fost una așa propice pentru legumicultura. Mă bucur că ne-ai primit aici în raiul tău. Da. Și cum ți-a venit ideea unei asemenea afaceri? Că tinerii de vârsta ta fac cu totul altceva, niciun caz agricultură, sunt foarte puțini. Păi am avut terenul liber și am zis să mă ocup cu ceva până cu școala și pe lângă școala să mai fac și altceva. Și faci și altceva de dimineața până seara, că bănuiesc că aici e multă muncă. Sunt câte? 4 solarii? Am numărat eu bine? Da, 4. Stau dimineața, seara, când e căldură mare. Cum decurge o zi din viața ta aici, la sat? Păi dimineața când mă trezesc, intru prin ele puțin, lucrez, după aceea mă duc la facultate și seara când vin, tot așa, mai intru puțin cu... Nu ți-e greu? Nu e o corvoadă pentru tine? Pentru că e multă muncă, deși văd că ți-ai ușurat oarecum activitatea. Uzi cumva mecanizat? Da, mi-am instalat sisteme de picurare. Nu îmi gut cu furtunul să-mi fie greu, e mai ușor, așa mai simplu. Și în rest, folie pe jos să nu dea iarba să-mi fie greu, așa cât de cât, după posibilități. Și unde merg toate legumele de aici? Pe care piață? Sau cum vindeți? Vine omul aici la curte și face comandă? Sau cum? Nu, le duc la piață, am niște prieteni care au mese pe acolo și le vând. Nu stau, că n-am timp să stau și cu ele. Spune-mi dacă produci bio, pentru că toată lumea acum asta caută, nu mai vrea nimic chimic. Bio. Bio nu produce nimeni, n-are cum să producă nimeni bio, dar cât de cât, nu e cum sunt alea crescute în bureți de plastic și toate prostiile. Cât de cât așa, să nu... Adică folosești și tu câteva pesticide sau nu? Da, când e cazul, când se îmbolnăvește? De mană, trebuie să le stopești. Și alea nu sunt bio, dar cât de cât... Într-o limită acceptabilă. Da, nu. M-am auzit că pun alții să le roșească. Nu. Normal, cum cresc ele, așa le las. Spune-mi, cum te documentezi? Pentru că, bine, ți-a venit ideea să faci niște solarii, dar trebuie să știi despre fiecare soi, despre boli și dăunătorii, despre cantitatea și calitatea produsului. Am niște cărți și mă mai uit pe net. Când văd ceva că e neregulă, citez repede să văd despre ce e vorba. Iată că se face agricultură sau se poate face și la un nivel de amator și se face chiar foarte bine, că se vede cât de bine arată și lujerii de roșii și păstăile de fasole, ai vinetele care la fel au crescut corespunzător pentru perioada asta. Da. Ce altceva mai găsim aici? Păi în momentan nu am decât vinete, roșii, fasole și niște castraveți, dar pentru consum propriu, nu pentru vânzare. Ce spune familia? Bănuiesc că e foarte mândră. În primul rând că ai rămas aici cu mama și cu tata și mai mult decât atât că au un băiat gospodar, cum puțin există și acum te laud că trebuie să fac asta. Ce să zic? Mă ajută, mă susțin. Altceva. Când este la recoltat, vă descurcați numai voi cei din familie sau mai chemați ajutoare din sat? Noi din familie atâta, nu... Nu aducem pe nimeni. Aș vrea să vorbim puțin despre vreme, pentru că acum de curând ați văzut inundațiile și furtunile au făcut prăpăd în unele județe, chiar și aici în Oltenia, în Mehedinți, în bazinele legumicole de acolo. Aici ce putem spune? Cum a fost vremea? V-a deteriorat ceva sau încă nu? Nu am avut probleme. A fost frig atâta tot. În rest, nu. Ploi n-am avut. Au fost bune și ploile, dar am avut niște pierderi din cauza frigului. După aia a venit căldură și numai nu-i prea schimbările astea, nu-s prea bune. De la frig la cald, de la cald la frig. Acum... Dar răsadurile le produceți dumneavoastră sau le-ați cumpărat? Da, produse de noi. Avem o seră încălzită
Asta iarna faceți, nu? Da, în februarie. Și le producem noi. Semințele sunt cumpărate de pe internet. Noi le producem noi totul. Spune dacă mai ai timp pentru tine. Nu știu, băieții de seama ta să mai duc la un fotbal, la o sală. Tu oricum faci condiție fizică aici, nu mai e cazul. Dar totuși nu ți-e dor? Duminica, măi. Este, mai este timp și pentru noi facem. Ai o prietenă, ea ce zice? Că stai numai aici la muncă. Ce să zic, asta e, n-am ce face. O aduci și pe ea, nu? Mai vine și ea. E mare lucru și e frumos, în primul rând, că, așa cum mă repet, ai rămas aici. Spune-mi dacă te gândești să-ți faci un proiect, pentru că foarte mulți tineri beneficiază de acest lucru, în general, o categorie de vârstă, și mulți spun că, da, este o treabă bună să facă un proiect, având în vedere că vin niște fonduri, că sunt ajutați în acest sens. Am făcut pe măsura 141, dar foarte puțin se dă, nu... Nu te alegi cu nimic din ei, da? Tu n-ai fost mulțumit de proiect. Nu. Sunt foarte puțini bani. Nu, numai actele cât am dat, motorină, umblă pe la fiecare. Nu, da, exact asta ne spun cei mai mulți, pentru că e o documentație stufoasă și trebuie să bată de multe ori la uși. Da, foarte greu. O acte, nu bat, nu, e greu. Și deci v-am spus, foarte... Lăsat. Nu, foarte puțini bani. Da, asta e ce să facem. Și în gospodărie v-ați axat numai pe legumicultură sau acum aveți și în creșterea animalelor? Aveți animale, vite? Nu am animale. Nu, doar cu legumicultura atâta. Da. Nu mai e timp și... Ce soiuri? Roșiile arată foarte bine. Tu spuneai că ești un pic nemulțumit că s-au mai mănit pe aici pe acolo, dar văd că sunt foarte multe fructe pe un lujer. Sunt foarte multe. Am avut de la... patrulea etaj în sus niște pierderi, dar foarte puține, nu multe, nu la toate, la câteva, dar sunt mulțumit. Roșiile sunt scumpe, am dat o grămadă de bani pe ele, nu sunt ieftine, nu știu, Abelus am un soi și fasolea Ecaterina. Ca să aveți Mirabel, soiuri bune, sunt bune în general și scumpe. Vinetele... Nu știu să vă spun că nu-mi vine acum. Am văzut că se poartă acum să-ți cumperi vinetele albe, adică cu o altă culoare decât cea vânătă. Nu, că noi consumăm foarte multe pentru noi și nu mă încurc cu... Dar profit faceți atât cât sperați atunci când puneți plântuța aia la solar? Nu bate. Niciodată. Foarte puțin, dar suntem mulțumiți că... Pe lângă casă, măi. Asta vreau să zic. Da. Practic, pentru gospodăria proprie, da, cel mai mult produce. Și ce rămâne, merge și la piață. Da, mergem și le ducem la piață. Aveți clienți fideli care vă știu și știu cum le produceți, da, și vin la dumneavoastră și vor mereu de aici? Da. Pe fasole am terminat-o, n-am avut să dau câte comenzi aveam. Am avut o fasole foarte frumoasă și la roșii, dar roșiile le duc la piață, nu le... Dar la fasole am avut clienți de... Nu făceam față cu ea. Da, păi să le spunem stimaților noștri telespectatori că eu acolo am vrut să facem interviu și chiar îmi spunea, păi nu vezi că sunt puține păstăi pe un lujer? Da, deși mie mi se par multe și acum. Nu, e pe terminate, săptămâna s-a uscut. Dacă veneați mai devreme... Spune-mi dacă te-ai gândit vreodată să te lași de meseria asta, dacă simți uneori că ai obosit și că nu faci față și că poate și vremea nu tot timpul este prietenă cu voi. Da, când mai sunt pierderi, te mai enervezi, vine să le lași, da? Asta e, dăm înainte. Nu te-am întrebat, la ce facultate și ce profil? Universitatea Constantin Brâncuș, Ingineria Mediului. Ingineria Mediului, ei, pe lângă agricultura aș putea spune, în ce an ești? Ultimul an, anul 4. Îți spunem așa, da, îți ținem pumnii, da, de pe acum. Da. Spunem dacă te-ai descurcat și cu școala și cu treaba asta. Greu, asta e. A fost greu că trebuie să te duci la facultate în fiecare zi, aici trebuie să intri tot așa, că dacă nu intri, le lași o zi, a doua zi când intri, e jale. Da, eu văd că e totul ca la carte și iarba tăiată. Ba, ai exploatat fiecare colțișor, ai flori aici lângă gard, da. N-ai vrut să lași așa în paragină vreun locușor, da. Nu, să măcar să se vadă frumos.
Văd că și acasă voi încercați să, nu știu, să vă extindeți, să vă renovați casa, să vă faceți frumoase și atunci în mintea mea asta e că tu vei rămâne aici. În niciun caz nu te bate gândul să pleci la oraș. Păi am avut un apartament în oraș, dar nu mi-a plăcut. Am zis că nu, eu nu stau la bloc. E foarte ciudat pentru noi să auzim asta, știi de ce? Pentru că cei mai mulți tineri fug de la țară și proiectele astea sunt concepute pentru tineri ca să vină la țară și cu greu îi aduci. Na, fiecare cu, nu știu ce să zic, nu m-aș muta la bloc, că nu, pur și simplu nu ai ce faci acolo, nu, timpurile care sunt grele, bani. Cred că nu e așa de frumos să-ți bei cafeaua acolo într-o cameră decât aici pe verandă în curte. Da. Cel mai cânte cucu. Da. Fiecare cu mentalitatea lui, cu mâna. Andrei, îți mulțumim că ne-ai primit așa în puținele tale ore libere aici, în satul tău natal. Îți dorim mult succes și la școală și aici, în grădina ta. Și sper să ne mai chemi atunci când recoltezi, ca să vedem și noi producția. Da, sper, vă aștept la toamnă, dacă vreți să vedeți mai multe la toamnă. Primarul comunei spune că Andrei nu este singurul tânăr care s-a axat pe agricultură văzând-o ca pe o oportunitate pentru venituri sigure și hrană vegetală sănătoasă. Comuna Turcinești, fiind aproape de oraș, este și una în care tinerii nu au părăsit satele, găsind aproape viața urbană care le satisface și alte nevoi sociale. Doamnă primar, iată, am venit la un tânăr care are aici o gospodărie foarte frumoasă și solarii extraordinar de bine întreținute, aș putea spune. Dumneavoastră identificați mereu aceste persoane în comuna dumneavoastră și mă bucur că ni le arătați și nouă. Spuneți-mi dacă e singurul, dacă mai sunt și alții și dacă vă place ce găsiți aici când treceți așa pe drum ca primar. Da, îmi place. Mai sunt tineri și asta mă bucură foarte mult că tineretul se axează pe agricultură. Acest tânăr chiar mi-a plăcut de vreo 3-4 ani de când a început. Pot să spun că chiar dacă nu e student, dar chiar dacă nu are specialitatea agricultură, cred că a învățat la solarii, cred că știe mai mult decât mine care am făcut liceu agricol. Se descurcă foarte bine, este muncă multă la solarii, cine nu crede, l-aș invita să stea numai o jumătate de oră la 12 în solar. A învățat destul de bine cum să procedeze, să aplice o tehnologie modernă. Îmbucurător este faptul că nu folosesc substanțe chimice, nu folosesc îngrășăminte, folosesc roșiile care le țin în pământ direct, îngrășat cu îngrășământ natural. Irigarea o face prin picurare cu apă din râu. Deci pot să spun că aceste produse sunt ecologice, deci nu cred că se compară cu un produs produs în seră cu roșii în burete. Este partea de desfacere, deci în partea de producție se descurcă foarte bine, știu să ne îngrijească, produc chiar cantități destul de mari de legume. Cu desfacerea stă puțin mai prost, în perioada trecută s-a cam descurcat, dar în general totul se descurcă, nu rămân cu roșiile nevândute. Anul ăsta văd că prețurile se mențin destul de bune. Când prețurile mari e bine pentru producători, așa, când sunt mici e și rău pentru consumatori, dar dânșile vând mai mult angro, mai vând și cu amănuntul, dar este bine că fac. Are 4 solarii care pot să spun că produc destul de mult și este muncă foarte multă și e bine pentru un tânăr de 23 de ani că s-a axat pe așa ceva. Nu asta e meseria de bază, el învață și sper să ducă mai departe și dar e bine că se ocupă pentru că e o gospodărie frumoasă care trebuie întreținută. Tot ați vorbit despre această producție și vânzare și mă gândeam acum că este perioada în care se dau certificatele de producător, se constată dacă cei care pun mâna pe un certificat de producător sunt și cei care le produc. Spuneți-mi aici, la Turcinești, cum decurge această treabă? La noi se dau foarte multe certificate de producător, dăm câteva sute pe an. Treaba e că, eu unul nu m-aș duce la toți, pentru că la această persoană eu n-aș veni să-i văd solarul, pentru că trec pe lângă el, îl văd și poate zilnic îl văd, dar comisia care e, mai sunt și persoane care nu cunosc bine toate gospodăriile și fac o verificare, dar nu așa strictă, decât să vedem care produse. Nu se trec cantități mari. Este bine că oamenii se ocupă, noi încurajăm cât se poate de mult chiar să facă proiecte, să vedem acum când apar măsurile noi ce măsuri vor apărea.
Rău e că e birocrația cam mare și la obținerea de fonduri europene până acum a fost foarte greu. Sper că în viitor să fie mai ușor, pentru că după mine, la o asemenea persoană, eu aș veni cu o comisie competentă, aș vedea ce are, i-aș cere buletinul și l-aș întreba ce dorește să ia. Un motocultor sau ceva, pentru că e nevoie și de utilaje, de scule mai moderne ca să ușureze munca, pentru că în asemenea solarii, dacă nu aplici o tehnologie modernă cu udare prin picurare, prin folie pe jos, este munca foarte grea. Considerați și dumneavoastră, iată, ca și specialist în domeniul agricol și mai mult decât atât și ca edil al comunei, că nu este subvenționată agricultura la parametrii la care ar trebui nu să fie. Nu este subvenționată la parametrii. Solariile chiar n-au fost făcut obiectul prea mult al unor subvenții, au întrunit foarte puține UD-uri. Un solar de poate 100 de metri pătrați, nu știu, nu echivalează nici măcar cu un hectar de fânețe, care nu se compară. Nu se poate compara un 100 de metri de solar cu un hectar de fânețe, pentru că aici e muncă grea. Sper că în măsurile care se vor adopta în continuare să fie mai blânde și să micșoreze puțin din birocrație. Au fost coduri portocalii, coduri de toate culorile. Gorjul n-a fost nici el scutit de vreme rea. Spuneți-mi dacă la Turcinești au fost probleme atât de mari încât să necesite o atenție sporită asupra acestor lucruri. Când se dau codurile, eu le primesc pe telefon, noi luăm măsurile legale care sunt reglementate prin lege, cu introducerea permanenței, cu grafice de permanență la primărie, dar suntem o zonă atât de bine protejată de Dumnezeu, de nu avem nici vânturi puternice, nici furtuni. Stați mai pe deal, cum zic eu. Suntem între dealuri și în privința furtunilor și astea n-am prea avut probleme. Am remarcat că aici la Turcinești sunt foarte mulți tineri care se axează pe agricultură și asta e un lucru bun și pentru dumneavoastră, că nu vă pleacă oamenii din sat, nu rămân satele în paragină și cu case părăsite. Păi nu pleacă de la noi, pentru că Turcineștiul este vecin cu orașul și nu știu ce diferență mare este între Turcinești și Vădeni, ne desparte 100 de metri. La noi tineretul nu pleacă, din contră, tinerii noștri aduc prin căsătorie și băieții și fetele și aduc partenerii în comună. Suntem foarte aproape, se poate face naveta și așa a fost la noi din cele mai vechi timpuri, pentru că la noi a fost un mare om al comunei Turcinești, profesorul Grigore Geamănu, care ne-a protejat și nu a făcut CAP-ul, motiv pentru care tinerii n-au plecat, iar cei care lucrează în oraș și locuiesc în comună, în timpul liber, după program sau un weekend, la noi weekendul înseamnă agricultura. Sâmbăta, pentru toți, și eu o simt pe pielea mea, sâmbăta este cea mai grea zi din săptămână, mai ales dacă e vremea bună. Și oamenii muncesc și produc și au un venit suplimentar față de ceilalți care nu au agricultura. Spuneți-mi, vă place această comună pe care o păstoriți? Că dumneavoastră vă întâlniți și cu alți primari când mergeți la ședințele de la Consiliu. Da. Cum vă simțiți vis-a-vis de alții? Pentru că trebuie să recunoaștem că e un pic mai sus comuna. Este, într-adevăr, pe unii chiar compătimesc. Știu că un primarul de la Dănciulești, cu care am de multe ori discuții, îl întreb cât face până la prefectură și spune că face 2 ore cu mașina. Eu îi spun că pot să fac o oră, cel mult o oră pe jos. Și avem avantajul că suntem aproape de oraș. Câteodată este și un dezavantaj, pentru că, eu știu, la noi sunt altfel de oameni, sunt oameni veniți și din alte părți din oraș care... Ca peste tot. Ca peste tot, dar în general avem multe avantaje că suntem aproape de oraș. Deci populația nu pleacă. Singurul dezavantaj cel mai mare avem că ne cam pleacă copiii la școală în oraș, pentru că, de exemplu, în Turcinești, distanța dintre casa unui copil și o școală din oraș este aceeași față de Turcinești. Am făcut eforturi deosebite cu microbus ca să le creăm un avantaj în plus. Și pentru că suntem aici într-un loc unde se produc preponderent legume, vă întreb câte legume din Turcinești ajung pe piețele din Târgu Jiu și vă întreb asta pentru că mulți de aici merg în celălalt județ, în orașul Petroșan, la Lupeni. Să merge și în Valea Jiului și în Târgu Jiu, în funcție de fiecare cum s-a învățat la piață. Deci merg foarte multe legume, legumele la noi, producția de legume s-a axat oamenii pe ea în ultimii ani, în urma unor calamități la fructe. Deci la noi de bază erau fructele, dar pentru că fructele de multe ori te lasă în pană,
Oamenii au zis să facă și o legumă pentru că până se coc merle, se descurcă cu legumele. Și o ultimă întrebare, v-ați gândit să faceți aici un angro pentru oamenii dumneavoastră, pentru legumicultori, pentru cei care produc fructe, pentru că ar fi mai ușor ca oamenii de aici să le ducă la acest angro și din orașe, și nu numai din orașul nostru, dar și din alte județe, să se facă comandă, să aveți ce să dați aici, să fie așa, da, marketul dumneavoastră. Da, pentru asta trebuie cantități foarte mari. Și deocamdată noi nu putem asigura cantități așa de mari ca să vină un tir să ia marfă. Ce mă zbat și sper să reușesc în viitor, să fac în comună un centru de colectare fructe pentru conservare, pentru sucuri și pentru conserve. Sunt în discuții, am niște promisiuni și sper că în cel mai scurt timp să facem așa ceva, care va fi un lucru grozav pentru comuna Turcinești. Legumele, vedeți, și fructele și legumele sunt perisabile, nu permit colectarea, depozitarea, că astăzi, de exemplu, le iei la un preț, cum își cireșele, mâine prețul se reduce la jumătate. Trebuie să aibă o temperatură constantă mai joasă. Să fie tratate fructele ca să fie păstrate mult. Ori fructele și legumele noastre nu sunt tratate chimic și pentru asta trebuie vândute repede. Am înțeles, eu vă mulțumesc că ne-ați adus aici și sperăm să ne mai duceți la un alt gospodar, că de fiecare dată ne faceți surprize frumoase. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc în continuare vizionare plăcută. Numai bine, la revedere!